În direct la Digi Sport, Astra a început curajos meciul cu FC Vaslui, iar Takayuki a avut prima ocazie la o fază în care Cerniauskas s-a opus în fața japonezului. În minutul 38, oaspeții au cerut penalti la o intrare asupra lui Ierobelo, însă Ovidiu Hațegan a acordat doar un corner. Vasluinii au fost din nou periculoși în debutul reprizei secunde, iar Wesley a fost la un pas de gol după o centrare a lui Milisavljevici. A fost apoi rândul lui Sân Mărtean să încerce deschiderea scorului, însă nu a reușit să-i dea emoții lui Silviu Lung Junior. Odată cu trecerea timpului, Astra a devenit mai periculoasă. În minutul 62, Morai și-a centrat perfect pentru Alexandru Stan, însă jucătorul ploieștenilor a trimis mingea greșit, din poziție ideală. 4 minute mai târziu, gazdele au avut o nouă ocazie excelentă. Cosmin Matei a trimis lui Fatai, însă Cerniauskas s-a parat lovitura de cap a nigerianului. Același Fatai a mai avut încă două șanse excelente de a marca, însă de fiecare dată golkeeperul Vasluiului a fost la post. Din înger salvator, Cerniauskas s-a transformat însă în demon, cu 3 minute înainte de final. Portarul oaspeților a gafat incredibil, a scăpat printre picioare o minge trimisă slab de țigănașul și prahovenii deschideau scorul. Nu trebuie să-l judecăm, e un copil, el crește, a avut intervenții foarte bune, a apărat foarte bine și la Lisabona, apără foarte bine, se poate întâmpla și la portar mai mare ca el. Moldovenii puteau să plece cu un punct de la Ploiești, însă execuția superbă a lui Milisavljevici a nimerit transversala și meciul s-a încheiat 1-0 pentru Astra, care este neînvinsă în mandatul lui Șumudică. Normal, eu credeam că este una din acele zile în care mingea nu vrea să intre în poartă, dar până la urmă am reușit să-mi scriem.